Șeful stației CFR Rădăuț, Ioan Schipor, apreciază după 3 ani de la redeschiderea căii ferate Dornești-Putna că aceasta și-a dovedit utilitatea. Schipor a precizat că Putna, ca și destinație feroviară, este folosită de mulți dintre turiștii care vizitează Ținutul Bucovinei. La 3 ani de la reluarea activității pe secția de circulație 515 Dornești-Putna, putem spune că redeschiderea căii ferate și-a dovedit utilitatea. Multe persoane s-au întors la transportul pe calea ferată, cu toate neajunsurile create în exploatare, mai ales la sărbătoarea care a avut loc pe data de 15 și 16 august. Trenul a fost foarte util, au fost în jur de peste 400 de călători care au urcat numai din Putna. Lumea s-a dovedit mulțumită, zicem noi că am păstrat atât mijloacele de transport, vagoanele, cât și peroanele și stațiile într-o stare de curățenie, zic eu, bună. Pe viitor invităm publicul călător să folosească trenul. Sperăm să revenim la motoarele de zero în cel mai scurt timp, care vor crește atât eficiența cât și regularitatea circulației.